Frați și surori, aș vrea să vă invit să stăm ridicați în picioare și cu respect să ascultăm cuvântul pe care îl citesc în ziua de astăzi din prima epistolă a Apostolului Petru, capitolul 1, începând cu versetul 14 și până la versetul 19. Pagina 1191 în Biblie. 1 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 14. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință. Ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinere pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Frați și surori, în decursul anilor au fost câteva ocazii în care am avut har de la Dumnezeu să petrecem părtășie duhovnicească cu Biserica Emanuel. Îl slăvesc pe Dumnezeu pentru asta și îl binecuvintez și pentru ziua de astăzi. Cântam într-una din cântările acestea că îi mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare clipă din viața noastră. Pentru fiecare zi îl slăvim pe Dumnezeu. Și vreau să-L laud și pentru ziua de astăzi când suntem împreună în casa lui Dumnezeu la această părtășie binecuvântată. Am încercat să rememorez ocaziile trecute când am fost aici împreună cu dumneavoastră și mi-au adus aminte că au fost ocazii în care rudenile noastre de aproape au fost în formație completă aici. Ceea ce nu se întâmplă astăzi. Sora Irina, mătușa noastră, este în spital. V-ați rugat pentru dumneavoastră, ne-am rugat și noi, am vizitat-o două zile la spital și vreau să cred că Dumnezeu o să facă ceea ce crede că este mai bine. Dumnezeu este Dumnezeul care mai presus de inima noastră, ni se spune în această dimineață, mai presus de puterea și de gândurile noastre. Dumnezeu să aibă milă și să-i dea sănătate suficientă să se poată întoarce din nou acasă în familie. Vreau să vă salut pe toți și să vă doresc binecuvântări sfinte de la Dumnezeu. Salutul nostru de ani de zile nu s-a schimbat, este același, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerul și pământul. Dumnezeu care a creat minunat cerul și pământul, a binecuvântat creația, dacă vreți, e Dumnezeul care ne poate binecuvânta pe noi toți într-un mod special. Să o facă Dumnezeu nu pentru că merităm noi ceva, ci pentru că Dumnezeu este plin de har. Deci, mai cred că știți aproape toți din locul acesta că Biblia este cea mai vândută carte de pe planeta Pământ. Și lucrul acesta este important, extraordinar de important. Dar eu nu cred că atunci când Dumnezeu i-a inspirat pe oameni să scrie și a lăsat cartea aceasta să circule printre oameni, Dumnezeu și-a propus ca aceasta să fie cea mai vândută carte de pe planeta Pământ. Când a lăsat Dumnezeu cartea aceasta, a lăsat-o pentru ca noi să o citim și să credem ce scrie în cartea aceasta. De asta este interesat Dumnezeu, de oamenii care citesc în cartea aceasta și care cred cuvântul lui Dumnezeu. De aceea mă rog lui Dumnezeu în această dimineață să ne binecuvinteze cu credința de care avem nevoie. Când citim aici și când se predică cuvântul lui Dumnezeu, nu doar să dăm calificative, să spunem a fost frumos sau mai puțin frumos, ci să credem cuvântul lui Dumnezeu. Și credința aceasta să ne pună într-o relație bună cu Dumnezeu. Viața creștină, frați și surori, gravitează în jurul credinței că Dumnezeu există. Are cineva de aici probleme cu credința asta? Credeți că Dumnezeu există, nu? Dumnezeu există nu ca o idee, ca un concept. Dumnezeu există ca persoană, o persoană cu care poți comunica. Dacă vă uitați cu atenție în Sfânta Scriptură, veți descoperi, dragii mei, că au fost oameni care au vorbit cu Dumnezeu așa cum vorbim noi unii cu alții. Bună oară, zice Sfânta Scriptură în Exod, Dumnezeu a zis lui Moise, vino, vreau să te trimit. Și Moise a zis către Dumnezeu, Dumnezeule, cine zi o să mă trimiți? O să vă întreb, dumneavoastră obișnuiți să comunicați cu Dumnezeu?
Ce este rugăciunea altceva decât comunicare cu Dumnezeu? N-aș vrea să cred, frați și surori, că noi percepem rugăciunea ca un monolog. Noi tot vorbim și așa, se duce rugăciunea spre pereți. Comunicăm cu Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul creației, Dumnezeu este creatorul nostru și noi, creatura, stăm de vorbă cu Dumnezeu. Ei, vreau să vă întreb ceva, frați și surori. Când vorbiți cu Dumnezeu, cum îi spuneți lui Dumnezeu? Cum vă adresați lui Dumnezeu? Îi spuneți Tată, nu? Sau îi spuneți Stăpâne Doamne? Sau îi spuneți Doamne Dumnezeule? Domnul Iisus Hristos, când a fost aici în lume, nu o singură dată, de mai multe ori a spus Tată sau Stăpâne Doamne sau Tată Doamne. Și ne-a învățat pe noi zicându-ne, atunci când vă rugați, ziceți Tatăl nostru care ești în ceruri. Ei, dragii mei, vreau să vă pun o întrebare. V-ați gândit vreodată ce zice Dumnezeu despre felul în care noi ne adresăm Lui? Îi spunem Tată, îi spunem Doamne, îi spunem Stăpâne Doamne. Ce zice Dumnezeu atunci când noi aici pe pământ, aici în Biserica Emanuel, stăm înaintea Lui la rugăciune și zicem Tatăl nostru care ești în ceruri? Ce zice Dumnezeu despre adresarea asta? E mulțumit, nu-i mulțumit? Ce ziceți? Pentru că în cartea lui Dumnezeu, în cartea sfântă, în Biblie, Dumnezeu zice așa, de ce îmi ziceți Doamne, Doamne? Sau de ce îmi ziceți Tată? Mă înțelegeți? Adică Dumnezeu așteaptă să-i spunem Tată, să-i spunem Dumnezeu și tot El vine și zice, de ce îmi ziceți Tată? Sau de ce îmi ziceți Dumnezeu? Oare de ce așa? Doamne, Tu mă înveți să spun așa și Tu îmi vii și îmi zici, de ce îmi zici așa? Știți de ce? Pentru că felul în care noi ne adresăm lui Dumnezeu, felul în care noi îi spunem lui Dumnezeu, îl apelăm pe Dumnezeu, felul acesta ne obligă. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce zic eu? Ei, în această dimineață, cu ajutorul Domnului, dragii mei, vreau să predic despre asta, despre apelativul care ne obligă sau adresarea care ne obligă. Și niciodată să nu uităm faptul acesta, că ori de câte ori zicem Tată sau Dumnezeule, avem obligații înaintea acestui Dumnezeu, înaintea acestui Tată. Că nu-i destul să-i spunem Tată și cu asta s-a terminat totul. Asta ne obligă. Și întrebarea pe care mi-am pus-o când am citit cuvântul ăsta lui Dumnezeu a fost următoarea, Doamne, când îți spun așa, când îți spun Doamne, când îți spun Tată, ce obligații am eu înaintea Ta? La ce te aștepți Tu, Dumnezeule? Pentru ca să nu vii să-mi spui într-un final, de ce îmi zici Tată, de ce îmi zici Doamne? Deci, mei, când spun lui Dumnezeu Tată sau îi spun Doamne sau îi spun Stăpâne Doamne, adresarea asta mă obligă la o viață de recunoștință. Frați și surori, v-ați gândit la lucrul acesta? S-au învârtit ideile în această dimineață la timpul de rugăciune în jurul mulțumirii sau recunoștinței. Recunoștința este obligația morală pe care cineva o are față de altcineva care a făcut un bine. E ca să poți să mulțumești lui Dumnezeu bunăoară sau să mulțumești altcuiva. Trebuie să recunoști că acel cineva sau Dumnezeu din cer ți-a făcut un bine. Și marea noastră problemă este că uităm foarte des ce ne-a făcut cineva bine sau ce ne-a făcut Dumnezeu. De ce credeți că zice cuvântul în psalm, când psalmistul vorbește cu sine însuși, zice, nu uita niciuna din binefacerile mele. Adică suntem predispuși spre uitare. Dacă v-aș întreba, bună oară, ce v-a făcut Dumnezeu acum 2 ani de zile? Câți de aici ați putea spune ce v-a făcut Dumnezeu acum 2 ani de zile? Sau 3 ani, sau 10 ani? Că mintea noastră, dragii mei, este predispusă spre uitare. A venit Ilie și l-a întâlnit pe Elisei undeva arând la câmp, muncea la câmp, a pus mantia pe umerii lui, a priceput Elisei cam despre ce este vorba și a zis, da, lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la tata și mama. Și a zis, Ilie, du-te. Dar nu uita ce ți-am făcut. Adică, Elisei, s-ar putea ca pe drumul ăsta de aici până acasă să fii predispus să uiți ce ți-am făcut. Cum eu sunt predispus ca de aici și până acasă, de la biserică și până acasă, să uit ce mi-a făcut Dumnezeu în părtășia bisericii. Înțelegeți, frați și surori? Ca să trăiesc o viață de recunoștință, trebuie să nu uit ce mi-a făcut Dumnezeu. Să văd că Dumnezeu din cer mi-a făcut un bine. M-am uitat puțin la
înainte de a veni cu acest spre biserică, m-am uitat la programul de la noi de la Cluj. Avem în vizită un frate care a citit pilda fiului risipitor. Și spune Sfânta Scriptură acolo că fiul cel mare a venit de la câmp, a auzit muzică, a auzit petrecere, a auzit sărbătoare, veselie în casă, s-a interesat cam ce se petrece, ce se întâmplă și s-a spus, fratele tău a venit și tata a făcut sărbătoare. Și a rămas supărat afară. Și a venit tata la el. Și a zis, da, acest frate al tău era mort, a înviat. Știți care a fost replica acestui băiat mai mare, care aparent a fost cu minte? Cu mulți suntem dintre noi aparent cu minți. Niciodată! Niciodată nu mi-ai dat nici măcar un iet ca să mă veselesc cu prietenii mei. Când stai în fața Tatălui din cer și zici, niciodată nu mi-ai dat ce am vrut eu. Cum să poți să ai viață de recunoștință? Ei, vreau să vă întreb în această dimineață, frați și surori, ce v-a făcut Dumnezeu din cer ca să puteți avea o viață de recunoștință? Eu mă uit în textul acesta. Poate că lista cu binefacerea lui Dumnezeu ar fi extraordinar de lungă dacă ar fi să răscolim istoria noastră. Că dacă suntem azi aici, suntem pentru că Dumnezeu ne-a purtat de grijă. E mila, e îndurarea lui Dumnezeu. Dar uitându-mă la textul acesta, dragii mei, și gândindu-mă, Doamne, ce mi-ai făcut? Pot să spun că Dumnezeu din cer a plătit în locul meu. Puteți spune lucrul acesta? Eu eram dator să plătesc. Dumneavoastră erați dator să plătiți. Și vreau să vă spun ceva, la Dumnezeu nu merge așa ca la oameni că ești dator cuiva și ai declarat falimentul și ai scăpat. Nu, nu mai trebuie să plătești că ești falimentar. Când la Dumnezeu trebuie să plătești, chiar trebuie să plătești. Și spune Sfânta Scriptură că plata păcatului este moartea. Vreau să văd un singur om pe planeta asta care n-a păcătuit înaintea lui Dumnezeu. V-ați găsit unul. Dacă Dumnezeu din cer nu găsește niciunul. Asta înseamnă că toți trebuia să plătim. Și cum de n-am plătit? Cum de n-am plătit, frați și surori? Știți cum de n-am plătit? A plătit Dumnezeu în locul nostru. Spune în Vechiul Testament, în Cartea Iov, că Dumnezeu zice, am găsit un preț de răscumpărare pentru El. Am găsit un preț de răscumpărare pentru, a găsit un preț de răscumpărare pentru fiecare dintre noi. Și care e prețul acesta? Nu cu aur, nici cu argint, nici cu lucruri pieritoare. Știți ce a plătit Dumnezeu pentru mine? Și ce a plătit Dumnezeu pentru noastră? Ce a avut mai scump în cer? Noi am fost răscumpărați sau suntem răscumpărați cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă întreb ceva. Când veniți aici la biserică, mai ales la sărbătoarea Cinei Domnului și când stai aici în fața bisericii pâinea și rodul viței, reușim să ne aducem aminte că sângele lui este scump. Valoros! Extraordinar de valoros! Noi nu avem cu ce să le echivalăm în această lume, știți, frații mei? Eu sunt răscumpărat cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Dacă sunt copil al lui Dumnezeu, este că Dumnezeu a plătit în locul meu. Și a plătit sânge scump. În cartea profetului Isaia zice că noi am crezut că e pedepsit de Dumnezeu, că e lovit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre. Lovit și zdrobit pentru fără de legile noastre. Și vreau să vă întreb, se merită pentru că a plătit El în locul meu sau pentru că a plătit în locul nostru, se merită să fim recunoscători? Când îi spun tată, când mă rog lui Dumnezeu, dacă chemați ca tată, asta am citit în pasajul din 1 Petru, dacă îi spuneți tată, ar trebui să trăim o viață de recunoștință că El a plătit în locul nostru. Și nu mai trebuie să plătesc eu. Dar mai făcut ceva, dragii mei. Nu doar că a plătit în locul nostru. Dumnezeu ne-a dat un statut înalt. Cum vă ziceți dumneavoastră înșiva acum, membrii din Biserica Emanuel? Din punct de vedere spiritual, aveți curajul să vă ziceți copii ai lui Dumnezeu? Zice aici, ca niște copii ascultători. Și dacă vă ziceți copii ai lui Dumnezeu, vreau să vă întreb, cum ați câștigat statutul ăsta de copil al lui Dumnezeu? Cu ce l-ați înduplecat pe Dumnezeu?
Ce performanțe spirituale ați reușit să dobândiți în viață, Dumnezeu să se simtă obligat să zică, Dorine, ești copilul meu. Ce performanțe? Cu ce l-am impresionat pe Dumnezeu? Dragii mei, m-am gândit așa, stând aici pe bancă, foarte repede, și am găsit în Scriptură, așa răscolind în mintea mea Scripturile, două lucruri care le impresionează pe Dumnezeu. Le impresionează pe Dumnezeu pocăința noastră. Știți asta? Știți ce mai multe dumneavoastră despre Ahab din Vechiul Testament? Știți? Un împărat păcătos din calea afară a ridicat idolatria spre culmi în țara lui Israel. Și, dragii mei, când Ilie se duce la el și profețește și zice ce are de gând Dumnezeu să facă cu el, omul ăsta se îmbracă în sac, se pocăiește și Dumnezeu îl trimite înapoi pe Ilie și zice așa, ai văzut cum s-a zmerit Ahab? Ai văzut? Dumnezeu este impresionat de un idolatru când se pocăiește înaintea lui Dumnezeu. Și e impresionat Dumnezeu de pocăința noastră, dragii mei. Și a fost impresionat Dumnezeu de trăirea lui Iov. L-ai văzut pe Iov, îi zice diavolului. E neprihănit, se abate de la rău. Ei, frații mei, eu n-am cu ce să-L impresionez pe Dumnezeu, că niciunul dintre noi s-ar putea să nu se fi ridicat la statura spirituală a lui Iov. Cu ce să-L impresionez pe Dumnezeu și Dumnezeu din cer, într-o zi să zică, eu vă numesc copiii mei pentru că mi-ați câștigat bunăvoința sau cine știe ce. Dumnezeu mi-a dat statutul acesta de copil al lui Dumnezeu în bunătatea și în harul lui cel mare, în Hristos Domnul. Știți, a venit fiul risipitor acasă, tot am amintit de pilda fiului risipitor. În zdrențe, milostind, dar nelegiuirea, fără de lege, dacă vreți. Știa că nu merită să fie numit fiul. Știa asta? Și a zis, tată, nu-ți vrednic să mă chem fiul tău. Primește-mă totuși la tine acasă și ține-mă ca un argat. Să mă bucur cel puțin de bunătățile de care se bucură un argat. Că acolo mor de foame. Și a zis, tata, te primesc ca fiu. Dar cu ce merite? Dar niciun merit. Că nu meritele mele l-au impresionat pe Dumnezeu, nu meritele fiului risipitor l-au impresionat pe tata. Iubirea tatălui și iubirea de Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu l-a făcut să mă numească fiul al lui. Nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă să fim fii ai lui Dumnezeu. Copii ai lui Dumnezeu. Nu-i de aici, de acolo, dragii mei. E adevărat că trăim în această lume, în natura asta umană și tot ceea ce este omenesc până la urmă, neputințele, limitările ne caracterizează. Dar noi țintim spre ceea ce va fi odată moștenirea tuturor celor mântuiți în împărăția lui Dumnezeu. Copii ai lui Dumnezeu care într-o zi vom moșteni împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu. Ne-a plătit Dumnezeu în locul nostru și ne-a dat un statut înalt, dar a mai făcut ceva. Ne-a făcut Dumnezeu să ne bucurăm de binecuvântările casei lui Dumnezeu. Deci, mei, Apostolul Pavel zice, sau scrie Efesenilor așa că binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în Hristos Iisus. Și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră, copii ai lui Dumnezeu, pentru care a plătit Dumnezeu, gustați din binecuvântările astea ale lui Dumnezeu, în viața de copii lui Dumnezeu, în viața de creștini. Mi-amintesc, cuscrii noștri locuiau o vreme la Beclean, acum sunt aici în America, și am mers într-o zi și le-am făcut o vizită. Și ne-au povestit despre niște vecini ai lor, care mereu se ceartă, el și cu ea se ceartă. Și ziceau cuscrii, într-o zi el a aruncat așa cu securea după ea. Și a zis ea către noi, cusca noastră, numai pentru faptul că avem liniște și pace, se merită să fim copii ai lui Dumnezeu. Credeți asta, frații mei? Într-o lume tulburată, într-o lume atât de complexă, de complicată, să poți avea liniște și pace, dragii mei, este un mare, mare har de la Dumnezeu, e binecuvântare de la Dumnezeu. Când valurile se pornesc, când furtunile bat, când corabia asta vieții, așa ca o coajă de nucă,
plutește pe valurile astea înfuriate, să stai liniștit că Dumnezeu din cer te-a asigurat de prezența Lui. Cum să n-aibă Dumnezeu grijă de copiii Lui în această lume, prin situații prin care trec? Asta îmi dă liniște și pace, că Dumnezeu este de partea mea. Ei, dragii mei, când îi spun lui Dumnezeu Tată, când mă adresez lui așa, trebuie să știu că sunt obligat să trăiesc o viață de recunoștință pentru tot ce a făcut El pentru mine. Nu-i destul așa să spun de pe buze Tată. Ființa mea întreagă să vibreze de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru că a plătit în locul meu, mi-a dat statutul de copil și mă face să mă bucur de binecuvântările casei lui Dumnezeu. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să trăim această viață de recunoștință. În al doilea rând, când îi spun lui Dumnezeu Tată, trebuie să știu că sunt obligat să trăiesc o viață de asemănare. Asemănarea înseamnă a avea ceva în comun cu altcineva. Și acum vreau să vă întreb. Noi descoperim că avem ceva în comun cu Dumnezeu. Așa dacă mă uit în oglinda vieții, în oglinda Scripturii, dacă vreți, a trăirii mele. Pot spune că am ceva în comun cu Dumnezeu sau nu pot spune? Ba, știți, ca să pot zice lucrul acesta, trebuie să știu cam cum e Dumnezeu. Nu? Ca să pot spune că seamăn cu tatăl meu sau cu mama mea, trebuie să știu cum e tatăl meu și mama mea. Ca și fizionomie, ca și caracter, ca și comportament, ca trăire, dragii mei. Da? Cum e Dumnezeu? Pentru că într-un final să trag nici să spun, da, eu am o viață de asemănare cu Dumnezeu. Cum e Dumnezeu? Am citit despre o universitate de aici din America, a făcut un studiu cam cum îl percep americanii pe Dumnezeu. Peste 30%, 31 și ceva la sută, ziceau despre Dumnezeu că este un Dumnezeu autoritar. Este un Dumnezeu mânios pe păcatul oamenilor, dar intervine în viața și celor buni și a celor răi. 20 și ceva la sută ziceau că este un Dumnezeu binevoitor, adică iartă pe păcătoși și primește pe cei care vin la El. 16% ziceau, e un Dumnezeu critic, are ochiul lui mânioș îndreptat spre oameni, dar nu intervine nici să pedepsească, nici să răsplătească. Și restul la sută ziceau, e un Dumnezeu distant, așa s-a, un fel de deism, s-a îndepărtat undeva după ce a făcut creația, s-a îndepărtat și lasă mecanismul ăsta să funcționeze. Ei vă întreb, dumneavoastră, cum îl percepeți pe Dumnezeu? Frați și surori, ca să știu dacă mă aseamăn cu Dumnezeu sau nu, trebuie să știu cum e Dumnezeu. Ei, zice cartea lui Dumnezeu aici așa, Dumnezeu este sfânt, fiți și voi sfinți, zice aici în ce am citit, în pasajul pe care l-am citit. Eu sunt sfânt, fiți și voi sfinți. Și acum întrebarea este, mă aseamăn cu Dumnezeu? Dacă Dumnezeu este sfânt, pot zice despre mine că sfânt? Un institut de sondare opiniei publice, tot de aici din America, a făcut un sondaj, o cercetare în rândul creștinilor din America, punându-le următoarea întrebare. Știi pe cineva care poate fi numit sfânt? Doar 50% dintre cei intervievați au zis, da, știu pe cineva care, despre care aș putea zice că e sfânt. Și a fost următoarea întrebare. Dar tu despre tine însuți ai putea zice că e sfânt? Dumneavoastră ați putea zice despre dumneavoastră, sunt sfânt? Ei, sondajul ăsta zice așa, doar 30% dintre cei intervievați au zis, da, aș putea zice că sfânt. Eu am un prieten la Cluj cu care discut destul de mult și dezbatem scripturile și la telefon și când ne întâlnim și am zis o dată așa, auzi, nevastă-tea, ar putea zice despre tine că ești un sfânt? Și acum vă întreb, frați de aici, soțiile, ar putea zice despre dumneavoastră că sunteți sfinți? Sau soțiile de aici, soții ar putea zice despre dumneavoastră că sunteți niște sfinte? Ce ziceți? El mi-a zis așa, dacă soția mea ar ști din perspectivă biblică ce înseamnă să fii sfânt, ar putea zice, da, soțul meu e un sfânt. Dacă Dumnezeu este sfânt,
Și îi spun lui Dumnezeu, tată, ar trebui să trăiesc o viață de asemănare cu Dumnezeu. Adică ar trebui să fiu sfânt. Dar ce înseamnă să fii sfânt? Dragii mei, și nu o să încerc să detaliez foarte tare conceptul acesta. Dar a fi sfânt înseamnă, printre altele, a fi deosebit, a fi diferit. S-ar putea să umblu acum pe un teren destul de sensibil, dar vreau să predic cuvântul lui Dumnezeu. Trăim într-o vreme în care suntem învățați că biserica Domnului trebuie să fie relevantă. Ați auzit termenul ăsta? Și așa este. Biserica trebuie să fie relevantă. Problema este atunci când ni se spune cum trebuie să fim relevanți. Cel puțin nou în România, poate dumneavoastră în America, nu? Cel puțin în România se spune trebuie să fim relevanți sau putem fi relevanți când ne identificăm cu cultura în care trăim sau suntem tot mai apropiați de cultura în care trăim. Ori cartea lui Dumnezeu mă învață că eu ca și creștin sunt relevant atunci când sunt diferit de cultura în care trăiesc. Zicea Moise, cum se va ști că suntem diferiți, deosebiți? Dacă nu, atunci când vei fi tu cu noi, vei merge tu cu noi, Dumnezeule. De aceea nu ne lăsa să plecăm din locul ăsta dacă tu nu vii cu noi, Dumnezeule. Și cum să vină Dumnezeu cu mine dacă El e sfânt și eu nu sunt sfânt? Nu știu dacă mă înțelegeți. Dumnezeu cere să trăiesc o viață de asemănare. El e sfânt, eu să trăiesc sfânt. Adică să trăiesc diferit. În acord cu voia lui Dumnezeu descoperită. A fi sfânt înseamnă, dragii mei, nu doar a fi diferit, înseamnă a avea aceeași perspectivă asupra păcatului pe care o are Dumnezeu despre păcat. Dacă sunteți curioși, frați și surori, în biserica asta să faceți un sondaj, să vedeți câte concepții sunt despre păcat în biserica asta. Cât de diferit gândim despre păcat membrii aceleași comunități creștine. Că nu toți gândim la fel despre păcat. Și atunci, ca să fiu sfânt cum e Dumnezeu sfânt, trebuie să am asupra păcatului sau despre păcat aceeași perspectivă pe care o are Dumnezeu. Și întrebarea este, ce perspectivă are Dumnezeu despre păcat? Știi ce spune Dumnezeu despre păcat? Păcatul este un rău. Ați întâlnit oameni care cred că păcatul este un bine? Cu grămada! Că din cauza asta oamenii îmbrățișează păcatul. Din cauza asta fiul risipitor s-a dus de acasă și a luat lumea în cap. A crezut că păcatul e un bine. Și a plecat și s-a înfundat în păcatul ăsta, crezând ce bine o să o ducă. Dumnezeu din cer zice că păcatul este un rău. Și, dragii mei, chiar dacă oamenii din jurul meu vin și strigă păcatul este un bine, plăcerile de o clipă ale păcatului. Dacă Dumnezeu din cer zice că păcatul e rău și cred în Dumnezeu, ar trebui să cred că păcatul este un rău. Pentru că păcatul distruge. Distruge. Distruge caracterul, distruge valorile, distruge relațiile, distruge fizic, dacă vreți. Distruge eternitatea, păcatul distruge, are consecințe. Asta n-a vrut să creadă Eva și n-a vrut să creadă Adam la începutul istoriei, la începutul creației, că păcatul distruge. Pentru că diavolul i-a pus aici în minte ideea, nu o să se întâmple nimic, nu o să fie consecințe. Ascultați-mă bine, păcatul are consecințe. Consecințe imediate sau, dacă nu imediate, consecințe veșnice. Păcatul desparte de Dumnezeu. Ar trebui să am această perspectivă, dragii mei, asupra păcatului pe care o are Dumnezeu. Păcatul este un rău și ar trebui să mă lupt în fiecare zi să mă separ de păcat. Asta e sfințenie. Știți că Domnul Iisus Hristos, ca om în această lume, a fost confruntat, zice Biblia, a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Bun. Înseamnă că Domnul Iisus Hristos a avut să se lupte cu ispitele care îl trăgeau spre păcat, cum am eu să mă lupt cu ispitele care mă trag spre păcat. Dar ce a făcut Domnul Iisus Hristos? S-a luptat în fiecare zi să se țină deoparte de păcat. A venit diavolul la el și a zis, ai postit 40 de zile, ții foame, poruncește, pâinile o să se facă pâini. Sau aruncă-te de aici, că este scris în Biblie, va porunci îngerul lui să te... ia pe mâini să nu-ți lovești piciorul de pe o piatră. Sau închină-te mie și îți dau toată lumea asta, cu toate strălucirile.
În toate ispitirile astea și altele, dragii mei, care nu sunt poate consemnate aici, Domnul Iisus Hristos a fost atent să stea departe de păcat, adică să fie ca Dumnezeu din cer. Asta înseamnă obligația mea, dragii mei, când îi spun lui Dumnezeu Tată să trăiesc o viață de asemănare cu Dumnezeu, o viață de sfințenie. Să fiu diferit decât oamenii fără Dumnezeu, să am aceeași perspectivă asupra păcatului și să încep să am dorințe noi în ființa mea. Când m-am întors la Dumnezeu, când Dumnezeu mi-a dat statutul acesta de copil al lui Dumnezeu, tot ceea ce este vechi trebuie să se ducă. Și spune aici Apostolul Petru, nu vă lăsați târâți unde erați altădată, când aveați poftele acelea de altădată sau dorințele de altădată. Trebuie să aveți dorințe noi, să doriți laptele duhovnicești și curat sau tot ce vreți noastră că este sfânt și curat de la Dumnezeu. Să doresc părtășia cu Dumnezeu, să doresc... Știți, când Saul din Tars s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos pe drumul din Damasc, vreau să vă întreb, s-au produs niște schimbări în ființa lui? Știți care a fost una dintre marele lui dorințe după ce Domnul Iisus Hristos i s-a făcut de cunoscut și a zis, Doamne, ce vrei să fac? Una dintre dorințele lui extraordinare a fost, vreau să mă lipesc de biserica lui Dumnezeu. Căuta să se lipească de ucenici, de biserica Domnului. Unul dintre semnele, dragii mei, că sunt al lui Dumnezeu și Dumnezeu este Tatăl meu, este dorința de a mă lipi de biserica lui Dumnezeu și dorința de a fi în părtășie cu Dumnezeu, că El stătea acolo undeva într-o casă și se ruga lui Dumnezeu. Am predicat nu cu multă vreme numai la biserică din Cartea Evrei obiceiul de a lipsi de la părtășia bisericii. Pentru că scrie acolo, să nu părăsiți adunarea voastră. Cel puțin la noi în România deja apare obiceiul acesta de a fi mai rar la casa lui Dumnezeu. Și întrebarea este, de ce? A dispărut dorința asta bună de a fi în părtășie cu frații? În părtășie cu biserica lui Dumnezeu? Mă seamăn cu Dumnezeu, dragii mei. Trăiesc o viață de asemănare cu Dumnezeu. În măsura în care am și dorințe noi în ființa mea. Dorințe după Dumnezeu și dorințe după oamenii lui Dumnezeu. Că vreau să cred că biserica este formată din oamenii lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă duc un pas mai departe, dragii mei, în al treilea rând. Când îi spun lui Dumnezeu Tată sau Doamne sau Stăpâne Doamne, sunt obligat să trăiesc o viață de ascultare. Spune aici Apostolul Petru așa, ca niște copii ascultători. Cum a fiecare dintre noastre, mai ales cei care sunteți familiști aici și ați avut copii, știți ce înseamnă să fie un copil ascultător și să fie un copil neascultător? Știți cum vă crește inima și vă bucură un copil ascultător și știți când vă îndurerează un copil neascultător? Am stat și m-am întrebat când am citit textul acesta, Doamne, oare ce simte inima Ta atunci când eu sau un alt frate de al meu din biserica Ta se dovedește a fi neascultător? Ce simte inima Ta, Dumnezeule? Eu îți spun Tată, dar trăiesc în rebeliune înaintea Ta. Doamne, ce simte inima Ta? Pentru că, dragii mei, încă o dată, nu-L încântă pe Dumnezeu forma mea de adresare. Nu-L încântă pe Dumnezeu. După cum pe mine nu m-ar încânta să vină copilul meu în fiecare să-mi spună Tată, 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 să-și facă de capul lui și să-mi facă greutăți peste cap. Nu asta mă încântă pe mine. M-ar încânta pe mine ca părinte copilul meu să fie ascultător, să se încadreze în valorile familiei. După cum Dumnezeu din cer este încântat atunci când copilul lui se încadrează în valorile împărăției lui Dumnezeu sau casei lui Dumnezeu. Ca niște copii ascultători. De ce înseamnă să fii ascultător de Dumnezeu? Înseamnă să ai tăria să respingi orice altă voce care ți se adresează. Acum vreau să vă întreb ceva, formulez intenționat întrebarea așa cum o formulez, dar fără să vă duceți cu gândul în altă parte. Vreau să vă întreb, dumneavoastră auziți voci? Nu în sens patologic. Auziți voci? Voci care să vă tragă într-o parte sau în alta, care să vă împingă într-o direcție sau în altă direcție.
Și undeva printre vocile astea să străbată vocea lui Dumnezeu, vocea Tatălui din cer. Vreau să vă întreb, ce faceți cu celelalte voci? Era Iosif în casa lui Potifar. Și a venit o voce. Dacă vreți, vocea firii pământești. Și a zis Iosif, cum aș putea să fac un rău așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Undeva, în mintea lui, în inima lui, era vocea lui Dumnezeu care zicea, asta este păcat. Și a respins vocea asta care pentru un moment s-ar fi putut să însemne plăcere și a ascultat de vocea lui Dumnezeu. Era Daniel în Babilon. Vocea culturii de acolo i-a zis, ia și mănâncă asta, ia și mănâncă asta, ia și mănâncă asta. Încadrează-te, cu alte cuvinte. Că doar ești într-o universitate, în cea mai mare universitate poate din Babilon, Universitatea Împăratului. Încadrează-te în sistemul acesta, în cultura asta școlii. Dar undeva vocea lui Dumnezeu, dragii mei, i-a zis, asta înseamnă întinare. După legea lui Dumnezeu, de atunci asta înseamnă întinare. Și ascultat de vocea lui Dumnezeu. E adevărat, frații mei? Ascultat de Dumnezeu înseamnă să respingi orice altă voce care ți se adresează. Chiar dacă vocea lui Dumnezeu ți se pare ilogică la un moment dat. Nu știi de ce îți cere Dumnezeu asta. Dar dacă ți-a cerut Dumnezeu asta, trebuie să asculți că e Tatăl din ceruri, că l-ai spui Tată. L-a trimis Dumnezeu pe un profet la Betel, era împăratul Ieroboam acolo, își făcea sărbătoarea lui, l-a trimis pe un profet acolo să profețească împotriva altarului și a zis, altarule, va veni vremea când pe tine se vor arde o seminte omenești. Și ca semn că a vorbit Dumnezeu, altarul s-a despicat în două. Deci, mei, Dumnezeu i-a spus acestui profet niște lucruri care n-au nicio logică pentru noi. Te duci acolo, spui profeția, îți împlinești mesajul, dar nu intri în nicio casă să poposești, să mănânci ceva, să te odihnești, să-ți tragi sufletul și nu te întorci pe drumul pe care ai mers încolo. Te duci pe alt drum. Bine, Doamne, dar are logică? De ce n-aș putea să mă duc pe drumul pe care m-am dus într-acolo să mă întorc înapoi? De ce n-aș putea să-mi trag sufletul, să stau de vorbă, să mănânc ceva, să beau un pahar cu apă, să mă întorc înapoi acasă? De ce, Doamne, dacă contează asta? Și atunci vine o altă voce. Zice Biblia, vocea unui proroc mai bătrân. Care a zis, și eu sunt proroc ca tine. Că marea noastră problemă, dragii mei, nu este atunci când un ateu vine să ne vorbească. Că din capul locului știm că un ateu nu are cum să vină din partea lui Dumnezeu. Marea noastră problemă este atunci când cineva vine să ne vorbească cumva în numele lui Dumnezeu. Sau când cineva vine să ne vorbească zicându-ne, dar eu vreau binele tău, cum a venit șarpele în grădina Edenului. Atunci e mare problemă. Și omul ăsta, profeta lui Dumnezeu, care a făcut lucrarea la, ca la carte, i-a zis Dumnezeu ce să spună și a făcut, sau a spus ce a zis Dumnezeu. Omul ăsta, când a venit prorocul acela care aparent vorbea numele lui Dumnezeu, s-a lăsat amăgit, a ascultat de vocea asta și s-a dus să se odihnească, să poposească, să mănânce ceva. Știți care a fost finalul? Finalul oricărei neascultări de Dumnezeu. Orice neascultare de Dumnezeu duce acolo. Neascultarea de Dumnezeu, dragii mei, nu va fi pedepsită doar în situația în care ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Dar orice neascultare de Dumnezeu va fi pedepsită. Omul ăsta a murit mergând pe drum. Pentru că n-a ascultat de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu înseamnă să respingi orice altă voce ți se adresează și să primeze vocea lui Dumnezeu. Dar ascultarea de Dumnezeu mai înseamnă și să împlinești practic tot ceea ce știi, tot ceea ce ți-a descoperit Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, știți câte ceva din voia asta lui Dumnezeu care e aici în cartea asta? Zice aici, altădată erați în neștiință. Și noi am fost în neștiință altădată. Nu cunoșteam. Dar de îndată ce am început să știm că Dumnezeu din cer a venit să ne vorbească, de îndată ce am început să știm, dragii mei,
Dumnezeu din cer așteaptă să punem în practică ceea ce știm. Că nu degeaba ne-a vorbit Dumnezeu. Dumnezeu nu ne vorbește doar așa să ne încânte mintea, să auzim predici frumoase. Dumnezeu ne vorbește să facem, să împlinim. Știți că a venit învățătorul acela al legii la Domnul Iisus Hristos și a zis: bunul învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul a zis: cum citești în lege? Ce este scris în ea? Și ăsta era învățător, știa. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot cugetul tău, cu toată ființa ta, cu toată puterea ta, pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și a zis Domnul: du-te și fă. Acum, dacă ar fi să dăm un test, cei care suntem aici în casa Domnului, cam ce știm din cuvântul lui Dumnezeu? Ne-am luat la întrecere și am vedea că știm o grămadă. Domnul Dumnezeu nu mă evaluează după cât știu. Mă înțelegeți? Sunt oameni care pot cita din cartea asta lui Dumnezeu capitole întregi. Bravo lor! Dumnezeu nu după asta mă evaluează. Dumnezeu mă evaluează după ceea ce fac. Du-te și fă! Dar el, ca să se dezvinovățească, a zis: bine, dar cine e aproapele meu? Adică învățătorul legii să aibă o dificultate în a pricepe care e aproapele. Acum dumneavoastră știți care e aproapele dumneavoastră. Noi am zice că aproapele nostru este cel care ne simpatizează, ne apreciază. Nu, aproapele nostru este cel de lângă noi care are nevoie de iubirea noastră. Și vreau să vă întreb, care din sala asta n-aveți nevoie să fiți iubiți de ceilalți? Cine e aproapele meu, a zis el? Domnul a zis pilda aceea, unul se coborat de la Ierusalim spre Ierihon, a căzut între tâlhari, aproape mort, a trecut levitul, a trecut preotul pe acolo și a venit un samaritean și i s-a făcut milă. Și a zis Domnul: vreau să te întreb, care zici dintre ăștia că a fost aproapele? Cel care și-a făcut, și din nou, du-te și fă la fel. Dragii mei, ascultare înseamnă să te duci să faci. Chiar dacă mi se pare complicat să iert pe vrăjmașul meu, du-te și fă. Că tu sau eu am fost iertați de Dumnezeu în Hristos Iisus. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi și a dat viața pentru noi. Vreau să vă întreb, ați văzut undeva iubire mai mare decât iubirea lui Dumnezeu pentru niște păcătoși așa cum am fost noi? Nicăieri. Ei, dacă El și-a dat viața pentru noi, zicea la timpul de rugăciune, și noi trebuie să ne dăm viața pentru frații. Adică să facem așa. Asta înseamnă ascultare de Dumnezeu. Nu știu, e fără 20, poate că mai duc foarte puțin. În al patrulea rând, când spun lui Dumnezeu Tată, trebuie să știu că sunt obligat să trăiesc o viață de frică de Dumnezeu. Să vă purtați cu frică în timpul pribegiei voastre. Deci, frica înseamnă o stare de neliniște interioară, de disconfort lăuntric, generată de ceva sau de cineva. Acum, marea asta dificultate este să acceptăm că de Dumnezeu ăsta care este iubire, iubire desăvârșită, noi ar trebui să ne temem. Și pentru că avem dificultatea asta, am zis, teama de aici, frica de aici înseamnă respect. Și așa este. Noi trebuie să respectăm pe Dumnezeu. Cuvintele noastre, gesturile, faptele, gândurile noastre, tot ce facem, să respecte pe Dumnezeu. Dar ascultați-mă bine, teama de Dumnezeu înseamnă teamă de Dumnezeu. Nu doar respect. Teama de Dumnezeu înseamnă teamă de Dumnezeu. Știți, spune Sfânta Scriptură în Vechiul Testament că David l-a chemat pe Ioab și i-a dat porunca asta să treacă prin tot Israelul să facă numărătoarea poporului. Ioab n-a priceput, împăratul a insistat și a făcut numărătoarea poporului. Spune Sfânta Scriptură, după ce a făcut numărătoarea poporului, inima a început să-i bată și să zică, ce? Am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, este logic să te temi de Dumnezeu când constați că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu? E logic? David era undeva într-o peșteră, fugea de Saul și Saul a intrat în peștera aceea după el.
În besna aceea, noaptea aceea, cei care fuseseră acolo mai devreme au putut desruși în besna aceea ce se petrece și unul dintre tovarășii lui a zis, uite, astăzi ziua în care Domnul zice, dau pe vrăjmașul tău mâinile tale. Și David s-a ridicat și a tăiat colțul hainei. Ce s-a întâmplat? A început să-i bată inima. Vreau să vă spun ceva. Frica de Dumnezeu este o bună piedică în calea păcatului. David, după ce a început să-i bată inima, a zis așa, chiar dacă oamenii din jurul lui îl împingeau să o termine cu Saul. Să mă ferească Dumnezeu să pun mâna pe unsul Domnului. Dragii mei, ca să mă pot teme de Dumnezeu și să nu păcătuiesc, trebuie să știu care e atitudinea lui Dumnezeu față de păcat. Că doar atunci mă tem de Dumnezeu și nu păcătuiesc când știu care e atitudinea lui Dumnezeu față de păcat. Spuneam ceva mai înainte că din perspectiva lui Dumnezeu păcatul este un rău. Dar ascultați-mă bine, Dumnezeu într-o zi se va pronunța împotriva păcatului. Zice aici Apostolul Petru, va judeca pe fiecare după faptele lui. În dreptate. Oare noi mai credem că într-o zi Dumnezeu ne va chema la judecată pentru faptele noastre ca și oameni de pe pământul ăsta? Credem lucrul acesta? Că Dumnezeu va face dreptate, dragii mei, pedepsind păcatul. Și mai credem că într-o zi Dumnezeu va fi neînduplecat? Eu îl slăvesc pe Dumnezeu că acum Dumnezeu se lasă înduplecat. Pocăința mea, pocăința noastră îl poate îndupleca pe Dumnezeu. În Vechiul Testament un exemplu extraordinar care mă face să văd pe Dumnezeu ăsta cu o inimă largă, desăvârșit de largă, dacă vreți. Ați citit aici în Biblie despre Manase, despre fiul lui Ezechia. Știți despre împăratul ăsta cât de rău a fost. Până acolo că și-a trecut fiul prin foc, l-a închinat idolilor. Și Dumnezeu din cer l-a lăsat să fie dus în captivitate, să fie luat rob. Și spune Sfânta Scriptură că acolo în robie, Manase s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu, a plâns, s-a smerit, s-a rugat. Și ascultați-mă, Dumnezeu lăsându-se înduplecat. Dom'le, te poți lăsa înduplecat de un Manase care a târât toată țara în idolatrie? Te poți lăsa înduplecat de un Manase care și-a trecut fiul prin foc? Dumnezeu se lasă înduplecat. Pocăința noastră îl înduplecă pe Dumnezeu. Dar într-o zi, ascultați-mă bine, Dumnezeu nu se va mai lăsa înduplecat. De aceea ar trebui să mă tem de Dumnezeu. Spune în Evanghelia după Luca, la capitolul 13, Domnul Iisus Hristos așa, odată ce stăpânul casei se va ridica și va încuia ușa, se va scula și va încuia ușa, și voi veți rămâne afară și veți începe să bateți, să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne. Dinăuntru casei, stăpânul va zice, duceți-vă de la mine, că nu vă cunosc. Cum da? În ulițele noastre ai învățat pe norod. Noi am mâncat și am băut înaintea ta. Cum nu ne cunoști? Duceți-vă de la mine voi toți, lucrătorii fără de legi. Adică nu te lași înduplecat că am mai mers pe la biserică și am ascultat cum faci, cum dai învățătura? Nu te lași înduplecat că am mai mâncat în prezența ta sau în părtășia bisericii? Nu te lași înduplecat. A trecut vremea când Dumnezeu se lasă înduplecat. Deci, mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă astăzi Dumnezeu se lasă înduplecat și avem de ce să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să lucreze pocăință în viața fiecăruia. Dacă într-un mod mecanic și automat i-am spus lui Dumnezeu, Tată, fără să ne gândim că avem obligații înaintea acestui Tată, Dumnezeu să ne prelucreze mintea și inima să pricepem ori de câte o zicem Tată, să ne punem întrebarea, oare trăiesc eu o viață de recunoștință? Oare trăiesc o viață de asemănare cu Dumnezeu? Dacă El e Sfânt, sunt eu Sfânt? Oare trăiesc eu o viață de ascultare de Dumnezeu? Adică ceea ce știu să mă duc să fac în casa mea, la locul de muncă, în biserica lui Dumnezeu, printre oamenii cu care trăiesc? Oare port eu în inima mea frică de Dumnezeu? O frică de Dumnezeu care să mă țină departe de păcat? Domnul Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să facem așa. Și Tatăl nostru din cer într-o zi va fi binevoitor cu noi. Amin.